permite-mi să-ți bat. Bă, Dușo, bă! Întoarce, Răzvir, întoarce! Întoarce! Bă, vine trenul în față, bă, e trenul! Era casa bunicii, bă! E ultima noastră șansă ca să reușim. Mama ta e în flăcări în mormântul ei. Vezi? Ți-am spus eu că totul va fi bine. Bună ziua! Astăzi ne jucăm Bricrix cu fratele Mihai, iar voi trebuie să apăsați de 5.000 de ori pe butonașul de like ca să-l aruncăm cu avionul într-o clădire și să-l omorâm! Da, da, da! Bă, cum adică? Bă, Răzvi! Bă, 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 oprește-te, bă! Apăsați repede, bă, apăsați repede, ca să nu scape de aici! Apăsați tot pe butonul de like! Stai, stai, Mihai, stai, că mă chinui. Mihai, bă, ce faci? Ajută-mă. Bă, copile, bă, bă. Bă, de ce mi-ai zis să vin pe drumul ăsta? Că asta e mașina de curse, nu-i mașina de mers pe drum de țară, bă. Bă, ți-am zis să vii să mă iei, nu să faci așa. Ce faci, bă, titirez în bulan? Bă, mi-am atras la mașina, bă, nu se mai oprește. Bă, pe frână. Nu merge nicio frână. Tu nu înțelegi că mie nu merge mașina pe drumul ăsta? Aia din stânga. O, Doamne, ce era să intru în bomba asta, bă, stai. Bă, m-am blocat aici. Bă, Mihai, bă, în ce loc mă pui să vin? Bă, dă-te, bă, jos. Bă, cum ai ajuns acolo? În două secunde mă dau jos. Gata. M-am dat jos. M-am dat jos de tot. Ajutor! 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 Bă, era ultima mea mașină, bă, cu care trebuia să vin aici. De ce m-ai chemat aici dacă știai că e drumul ăsta așa și mi se strică mașina? Tu știi acum ce trebuie să-i spun mamei din cauza la ce mi-ai făcut? Bă, tu de ce conduceai? Tu n-ai voie să conduci, ai 12 ani. De ce erai la volan? Cine ți-a dat ție mașină? Fă liniște, că mai am un plan, am zis. Ce plan ai? Mergem cu Dacia Duster. Urcă-te în mașină. Bă, de unde scos toate mașinile astea? Și unde mergem? Am zis să te urci în mașină. Tu nu știi să te urci în mașină? Dacă n-ai scaun în față, bă, bine că ai Dacia Duster, dar ai două scaune, unul în față, unul în spate. Ascultă-mă, puneți centura, ți-ai pus? Da, e pusă centura. Uite. Unde mergem? Bă, oprește-te, bă, că scrie danger, bă. Da, asta voiam să spun. Danger, care înseamnă pericol, adică eu, Răzvi, sunt pericolul. Bă. Pregătiți-vă că vin. Oprește-te. Stai, asta e predala de mesă spate. Bă, Dușo, bă, oprește-te. Urcă-te repede, că-ți povestesc pe drum. Bă, stai, bă, că mă calci. Ricardo este banus, da. Mi-a furat toți banii și trebuie să-l prindem și în trenul ăsta care merge aici. Noi acum trebuie să facem o blocadă pe tren aici ca să oprim trenul, să-l dăm afară jos și să-mi dea toți banii pe care mi-i datorează. Bă, tu ești nebun? Noi a trebuit să luăm mașini ca să mergem de aici până aici? Da, bă, dar toate fetele cool de la școală o să zică, wow, ce cool e Răzvi, că a mers cu 3 mașini 2 metri. Ce fată de la școală, bă, că nu o să afle nimeni, mă. Maică ta, maică ta, aia, mama aia ta de la școală, mama, mama ta. Bă, copile, tu vrei să-ți dau un pumn în cap? Nu vrei să ne dăm de pe șina de tren? Facem blocaj, bă. Bă, ce blocaj? Să blochezi trenul, bă, cu mașina, ești nebun? Tu crezi că trenul n-o să se oprească când o să vadă că stăm aici pe șine în fața lui? A, da, bă, da, o să se oprească, așa este. A, uite, venea din cealaltă parte, abia acum am oprit și de tren. Mine! Da, bă, s-a oprit, e full. Bă, e oprit, el nu se mai poate mișca acum. L-am prins, îl ținem exact unde voiam, l-am prins la colț, uite. Ok, și? Acum tu trebuie să te ridici ca în filmele de acțiune, să mergi pe locomotivă și să te duci în spate să-l prinzi peste banus. Dar repede, repede, că nu mai avem timp, urcă-te. Mă urc acum. Bă, urcă-te, mă, că nu mai pot să-l țin mult aici. Sunt aici. Băi, bun, așa, au, nu. Bă, a căzut în tren. Mihai, dă-te de pe șina de tren. Bă, ce faci, bă, de unde-ai luat trenul? L-am furat de la un domn care dormea aici și să facă pișul și m-am urcat eu. Ce-i făcut, mă, mi-ai deschis ușile la mașină? Bă, am urcat și eu. Stai așa, că facem... Bă, mergem după... Am deraiat! Planul este să-l găsim pe șina de tren peste Banus Ricardos. Am uitat cum îl cheamă. Bă, mergi mai încet, bă, că tu nu vezi ce se clătine. Dar merg destul de încet. Merg încet, că acum chiar știu să conduc. E un tren care merge și pe câmpie. Ne-am întors, gata. Acum, bă, ascultă-mă. Îl căutăm pe este Banus și îl oprim. Acum chiar oprim trenul și îi furăm banii. Răzvi? Da? Aha, cred că m-am pus invers pe șina de tren. Răzvi, întoarce! Întoarce! Ai, Mihai, unde ești? Bă, Răzvi, unde ești, bă? Hai că am venit cu ăsta pe tren. Unde ești tu, că am scos eu tren nou? Ce cura din fața mea, bă? Dă-te, bă, din fața mea, bă, că îmi caut prietenul. Bă, dă-te, mă, de aici. Bă, ce faci, bă? Bă, Mihai, tu ești? Bă, lasă-mă, bă, da, eu sunt. Ce cauți, mă, cu mașina pe tren? Bă! Ești cu mașina pe șina de tren? E mai rapidă. Bă, o să fugă ăla de noi. Cum să fie mai rapidă, bă? Bă, e mai rapidă. Și tu unde ai furat iară trenul ăla? Bă, dă-te la o parte de pișina mea de tren, că mi-a cumpărat-o tati și nu las mașini pe șina de tren. Mașinile merg pe stradă, bă. Bă, întâi să mă prinzi și după aia ne auzim.
acum bag viteză. Ia bagă. Opa, ia uite pe cine prinde trenul acum. Ce? Te-am prins la mijloc, fraiere. Te-am prins la mijloc. Dă-te pe nouă parte, bă, mă lași pe mine să conduc, te rog, lasă-mă pe mine să conduc. Lasă-mă, bă, pe mine să conduc, că tu nu știi să conduci. Dă-te jos, îți tragă zbat. Ia de aici, bă! Acum este mașina mea. Oh yeah, hell yeah, bro. Bă, ce, bă, nu porni alea, că ne mișcăm puțin prea repede. Căutăm trenul, suntem într-o misiune, vezi? Ți-am spus că eu știu cum se conduce. Ia uite ce bine stai aici. Bă, doamne, bă! Mamă, stai! Avem foc, am luat foc în cabină! Bă, ce e aici? Oprește focul din cabină, bă! Mamă, dar ce repede se mișcă, uite-te la bă, ea! Bă, dai mai încet, dai mai încet, că nu e bine, nu e bine! Nu, no, îmi place foarte mult viteza, bă, trebuia să zic de la bun început! Bă, e trenul în față, bă, e trenul! Bă, îl rupem, bă, îl spargem! Oh! Gata, cu asta chiar distrugem, este balena zburătoare, fii atent! Bă, ce e asta, bă? Bă, nu ia uite cum zboară! Invers ce? Așa? Bă, stai bă că-s cu capul jos, bă! Păi, asta am zis că nu e invers, trebuie să ai grijă cum zbori cu ea! Bă! Tu nu vezi că e foarte periculoasă? Bă, mi-erau! Oprește-te, oprește-te! Așa face și peștele în apă, e fix la fel. Okay. Nu știu să fac curbă, încerc, eu tot încerc să fac curbă acum. Uite că ai curbat-o. Am curbat-o, gata? Și acum trebuie să folosim o strategie de precizie să aterizăm pe tren. Bă! Mergem cu casa zburătoare pe tren, cu asta sigur ajungem. Cu casa zburătoare? Da, da, da. Bă, asta nu e ascunzătoarea specială pe care am furat-o de la NATO? Ba da, și asta are aparatură ca să putem să ajungem exact unde ne dorim noi, adică pe tren. Dacă nu reușim să ajungem nici cu asta pe tren, înseamnă că ne scapă este banus Ricardo. E ultima noastră șansă ca să reușim. Ne descurcăm de minune. Bă, ai oprit motoarele! Da, ca să punem frână. Bă, ne prăbușim. Că nu, nu ne prăbușim. Dar nu pot să pun frână. Gata, am ajuns exact, suntem exact unde îmi doream. Super. Nu mai suntem deloc exact unde doream. Ai parcat acum... casa foarte bine. Ce-i asta, bă? O Dacia 1310? E ultima șansa noastră, că e Dacia lui bunicu, atâta mai aveam. Uite, ne urcăm pe rampa aia, uite cum vine. Așa? Sincronizăm trenul cu rampa și sărim pe rampă și sărim pe tren. Bă, ce numai spune că nu o să reușești. E foarte încetă mașina asta. N-am reușit. Ricardo, este banus, ieși din casa acum și dăm banii. Acum, că dacă nu îți bubui toată casa asta, uite-te ce ți-am făcut la casă. Ricardo, trimitem forța naturii cu cele 500 de rachete direct, dar nu reușesc să trag, că trag peste. Ajutor, ți-am distrus casa. Ieși de acolo și dăm toți banii, banii tăi, acum. Bă, Răzvan, bă, unde ești? Bă, ce faci? Aici, acasă la Estebanu sunt. Tu unde ești? Ce-ai pățit? Bă, asta e casa mea! Cum adică e casa ta, bă? Tu n-ai bani de casă, bă, tu stai pe pod. Am luat o moștenire! Mi s-a părut mie că părea prea cunoscută bă, casa asta. Bă, ai venit aici, m-ai luat de dimineață de aici cu mașina, te-și nebun la cap? M-ai întrebat locuiește aici, ți-am zis, da, ai salutat-o? Bă, mama! Bă! Stai! Nu-ți face griji, chemăm pompierii. Gata, au venit pompierii. Nu-ți face griji. Bă! Stingem casa, bă, dragul. Bă, tu trebuie să oprești focul, nu să-l pornești. Să știu ce-am făcut. Bă, tu sufli cu foc, bă, copile, bă. Doamna, mama, nu, Mihai, sunteți în regulă? Stai păi, așa că acum... foc, mă... Rip, mama lui Mihai. Uite ce frumos doarme, bă. Nu poți să zici, uite-te la ea. O, do. Dar măcar zâmbește, bă. Bă, distrugi toată viața, bă, toată viața mea mi-o distrugi. Casă n-am, mașină n-am, mamă nu mai am acum. Uite-te la ea cum zâmbește, bă. Uite ce e acolo, e casa lui Stebanus. Aia era casa lui, de fapt. Hai să plătești pentru tot ce ai făcut lui Mihai și strica și casa și tot. Oprește-te, bă! Gata, unde ești? Ești de acolo, uite-te, Mihai, te-am răzbunat. S-am răzbunat pe era casa bunicii, bă. Poftim, casa bă, cum era casa? Bă, te omor, mă, bă. Mi s-a părut mie că semăna cu casa cuiva. Să nu te uiți acum, dar și mama ta e în flăcări în mormântul ei. Uită-te tu, bă, ai distrus totul, bă, toată viața, bă, totul, bă. Păi vine... Au, bă, da, de ce dai bărine, bă? E vina lui Stebanus, din e cauza asta... E vina ta că nu întreb nimic, și te duci și ți-am zis, stai, bă, și te-ai dus și totuși ai tras și ai distrus încă o casă. Bă, uite-te la mine, uite-te la mine, aia de acolo e casa lui Stebanus, bă, în sfârșit am găsit-o. O să te răzbun. M-am pus cu racheta aici, mă arunc în aer și distrug clădirea lui Stebanus ca să o răzbun pe bunica și pe mama ta. Bă, Răzvi, dar stai puțin, bă. Deci sigur că e clădirea lui Stebanus, arată foarte mult unde lucrează tatăl meu. Stai, ai zis că e clădirea tatălui tău? Da. Cred că trebuia să zici mai repede.
Bă, tu doar intri la întâmplare în toate clădirile pe care le vezi și zici că e clădirea lui Estebanus? Ce te face să crezi asta? Faptul că mi-ai distrus o familie întreagă din cauza că ai găsit trei clădiri? Fugi, sună la pompieri, sună la pompieri! Am adus pompieri, stinge mi-era focul! Bă, ce faci, bă, cu dragonul ăla iară? Stinge focul, stinge focul, gata, nu-ți mai face griji, îl salvăm pe tatăl tău, chiar bă, îl salvăm! Bă, dar dragonul ăla suflă! Am zis că salvăm pe tatăl tău, domnul tată... Da, cred că a murit și tatăl tău. Ne ferească. Vezi? Ți-am spus eu că totul va fi bine. Am reușit să-i scot din credire. Da, bă, da, i-ai scos morți. Uite-te ce fericit e tatăl tău și are și ochelari. Vezi? Omule, bă. Și mama ta, e mama ta aici și bunica ta e aici. Și sunt toți fericiți și sunteți o familie reunită cu toții. Asta de ce-i gol? De ce mai e unul aici? Pentru că tu ești următorul. Ce? Trebuie să fiți cu toți împreună. Bă, oprește-te, gata, gândește-te. Noapte bună. Bă, nu! Mulțumim că ați fost alături de noi și v-ați uitat la acest episod minunat. Taci, bă, că bă, fac outro-ul, nu vezi? Toată bă, familia lui Mihai e fericită aici. Bă, nu te mai mișca, bă. Tu trebuie să-mi zici mersi că ți-am adus toată familia împreună. Și încheiem episodul cu 10.000 de like-uri. Ajutor, vă rog frumos. Nu trage. Oh!